dai masca asta un pic jos să ne pupăm și noi? Ne pupăm. Iubito, scuză-mă cam, dar n-am avut cum. Și să te scuz? Te scuz, mă, te scuz! Da-mi o reparasem. Ce faci, mă? Până ești pe teren? Nu, șeful, că aia joacă chivul în locul meu. Ce poate am o bine, ar trebui să scot o carte, șeful. Merlane, dacă nu vinzi cât ai spus, îți pierzi scaunul. N-are nimic, șeful. Iau două purgative și-mi trece. Hai că-s Dumnezeu ca terin ce recunoaște, șeful. Stați liniștit că vând eu, vând și mai mult decât v-am zis. De asta mă ocupam acum. Păi cum naiba o să vezi, mă, dacă stai cu fundul pe scaun? Cu creierul bosc, de asta posed creier din abundență. Mm. Ce rost are, mă, eu pe teren, până praf, până căldură, până soare, ăla să mă nebunească de cap, când pot să angajez niște agarici să facă ea treaba. Și la agarici le dăm ce avem noi, marfă mai ispirată și atât. Nu mai avem. Nu mai avem. Nu. Nu, păi nu mai, dar până dau eu anunțul, până îți prezinte ei pentru angajare, ceva ce? Sigur expiră. Nu? Hai să vă zic una bună. Știți unde sunt cele mai țepene gagici? La morgă! Ce poate? Serviciu ciungă. Hai, mă, că e mai cu Vandame la doctor, mă, și acolo durează. Da, dar poate să vină Iulica. Ce Iulica, că ați plecat la cabine la trânsa? Dar dacă n-are clienți, a? Cum n-are, dragă, clienți? Mascatul ăla, ce mama dracului e? Ăla, spui eu că revine. Vine, ei cu treaba cu. Chiorete, mascatul ăla era măscăriciu de pupăză. Nici un pupăză, dragă, că l-am întrebat. Mi-a zis că nici nu știe măcar unde e cabinetul al vostru. Păi și atunci cine naibii era? Fantoma de la operă. Iată ce probleme ai tu în clipele astea grele, în loc să facem și noi niște treburi. Îți place ce rochiță mi-a luat? Foarte bun. N-a venit nimeni la cabinet? Auzi, mam? Am stat și m-am gândit la tipul ăla cu mască. Dacă nu era pupăză, mă. Că acum îmi dau seama. Pupăză e mult mai mic de înălțime și ăla era înalt. Mult mai înalt. Eu ți-am zis că nu e pupăză, că pupăză nu mă minte. E frică că-l prins cu paranormalul. Păi și poți? Evident că nu, dar el așa știe. Păi, dar atunci cine naiba o fi fost, mă? Mă, Iulica, mă, tu ai un admirator și nouă nu ne spui. Hai, mă, lasă-mă în pace. Mă, dai grijă să nu fie vreun nebun ceva, că o să ajungi subiect la Omor TV. Ce? Unde, mă? La OTV, la Diaconescu. Doamne ferește! Auzi, ia hai tu cu mine la cabinet, că eu până nu aflu cine e ăla, nu mai stau singură. Eu? Hai, hai! Respectă! Hai! La revedere, domnul! La revedere, la revedere! Mă, dă-mi să-ți dă capul, băi! Am primit o lovitură, domn doctor, și... Din greșeală! Ați luat medicamentația? Am luat! Da, degeaba! Întrebați-o! Nu-i nevoie, se vede pe fața ei. Ce facem, domn doctor? Că eu nebunesc! Nu pot să mă rog de ea ca să... Nu de mine, de ea! Chiar nu există nicio soluție, domn doctor? Măcar ceva temporal! Temporar!
până mi se repară sistemul ăsta nervos idiot. Sigur, sigur, există. Dar costă. A, nu contează banii, nu. Spuneți-ne despre ce e vorba. Se face un mic implant cu o pompiță. Implant? Pompiță în... Știți ce? Eu pot să-i fac chiar acum. Și ieșiți mai ieftin, că scutim banii de anestezie. N-am cum să plec! Ce nu înțelegi? N-ai auzit că vrea să stau cu ea aici? Normal, că gura bate fundul. Ce te-o fi pus să-i zici că ăla-i vreun maniac? Am vrut să fac și eu o glumă, na. Proastă. Mă, cum vorbești? Stai, iubi, la glumă mă refeream. Acum ce ne facem? O să șez după trânsa precum puiul după cloță? A, valeo. Găsim noi o soluție să scăpăm de ea. Am făcut o cafeluță. Vai, mersi, ești o scumpă. Șefa, m-a contactat tipul ăla cu masca. Pe tine? Da, șefa, că e un admirator secret al lui Matale. Și a vrut să se asigure că noi nu suntem împreună. Cine mă, noi doi? Dar ce are șefa? Adică ce, eu am brâncă? Ce are? Ce să știu? Sunt orb, sunt surd, sunt mut? Mai mare rușine, prost eu că vă zic. M-a văzut că vin des pe la Matale pe acolo. Mă urmărește. Stați liniștită, șefa, că nu-i nebun. El doar vă place. El e tipul ăla care v-a sunat atunci când cu banii să vă ajute. Da! Și vrea vă întâlni. Și nu vă faceți probleme. Vrea vă întâlni într-un loc public. Adică și Matale scap de spaimele alea. Dacă e un super tip ceva, nu-i păcat să-l perdeți? Zău! Chiarete, tu ai nebunit? Dar ce are, mă mică? Că e încă tineră, încă e în putere. E păcat a pierde așa ceva, se întâlnește într-un loc public. Băi, Morlane, tu ești dita mai directorul de o firmă, mă, tu ai salariu mare. Tu ar trebui să cotizezi mai mult în casă, că ai bani. Ăștia n-au și de unde nu e. Nici Dumnezeu nu cere. Nu mai am, bă, gogoașă, bă, băieți, nu mai... Că m-a retrogradat în funcție. De cauz că tot am lipsit, tot am stat până arest, și mi-a scăzut și salariul. Mi l-a făcut atât de mic că am impresia că mă duc să iau banii, mai trebuie să dau de la mine. Și portarul de la intrare ia mai mult. Mă rog. Da, să nu vă așteptați să vă dau eu bani. Pentru că înțelegere e înțelegere. Voi trebuie să cotizați la angaralele casei, clar. Bun. Mărlane, dacă tot nu ești în stare să dai un ban în casă, măcar poți să ne pui o vorbă bună la tine la firmă? Ca să ce? Ca să ne angajăm deștepturi, sau nici măcar nu știi că firma ta face angajări. Firma noastră face angajări? Uite, Nina, nu face, bă! Cum nu face? Uite aici! Tu te faci ce-ți arăt eu, mă, ție? Băi, Chiorete, mergem direct la ei, că tu îți dai seama dacă pe ăsta l-au angajat, păi pe noi ne fac direct acționari generali. Eu asta știi că nu pot. Dar du-te tu și ia și acțiunile mele. Să mă întâlnesc cu Iuliana. Păi și dacă află Angie? N-are cum să afle, că nu știm decât noi doi. De unde să afle? A, nu știm decât păi numai noi și doi. Dacă își dă seama șefa și îi spune lui Angie, aia... Nu fii idiot, o să ai o mască pe figură, nu-și dă nimeni seama că e vorba despre tine. Hai, lasă-mă dracu în pace. Hai, e bine? E bine. Păi ce faci, bă, nu-mi dai și 100 să o scot pe șefa în oraș la un suc, aia femeie să stea pe uscat? Dă-o și pe asta, așa. Bine, Mărlane, dar la 4 ești acolo. 2, 3, 4, ok, la 4 sunt acolo, bă, dar să știi că trebuie să-i spun și lui Angelica. Să-și dea seama că e o afacere, un business, nu-i orice. Hai, dacă îi spui lui Angelica, atunci se înjumătățește suma. Deci nu uita, la 4! La 4, 2 și cu 2, 4, am înțeles, Chiorete. Cuțu, cuțu, miam, miam, nu e unde lucreze... Da, Mărlan, nu e firma aia, exact aia. Bă, tu ai înnebunit? Acolo vrei să te angajezi?
Și ce ai vrea, scalțone? Să mor de foame până îmi găsești un nou contract? Și zi de zi nu te întâlnești cu el? Nu. Pentru că o să mă angajez agent de vânzări pe teren. Și dacă s-o întâmpla să mă întâlnesc nas în nas cu el și să mă vadă când iau mâncarea, o să-i zic că am cumpărat-o. Pentru câinele lui Mușchiuleț ăsta de vis-a-vis. Să-i fac cadou. Cadou, cadou. Nu? Un vâzie creierii. Am leșinat, nu? Aha. Ce idiot! Auzi ce că implant? Să-mi bage mie în... Dita Mai... E, nu e Dita Mai! E super micuță! Cum adică e super micuță? Pompița! E mică! Ah, Pompița! Nu despre asta e vorba, iubito, ci despre... Ce bagă acolo? Ce mama naipii crezi că poate să facă o pompiță de-asta roz? Crezi că dacă faci așa... E și montat-o deja? Aha! Și abia aștept să o încercăm. Hai repede că nu e Iulia la casă. Hai! Hai! How much is that doggy in the window? Vezi că dacă ne ia până pregătite, ne-a terminat. Că ăsta e el mai al dracului, inspector de sanepid. Când o veni, mă anunț, clar? Și restul candidatului bagi pe măsură ce vin. I must take a trip. Ah, cum e, mă, să fii șef? Intră, da, numele, vârsta, pronumele și de ce vrei să lucrezi pentru mine. Te trei? Am venit în urma anunțului din ziar pentru angajare. Cocoașa. Îmi pare rău, s-a dat deja. Păi cum s-a dat? Că secretarea mi-a zis că sunt primul candidat. Da, da, sunteți primul de noi care a venit prea târziu. A venit domnul Popăză. M-am nenorocit. Să trăiți, să... Da, unde sunteți? Aceea, la birou, caut ceva, dar până nu faci vânzări de 5.000 de ron, n-ai dreptul să vezi fața șefului tău. Așa e regulamentul. Dacă face ceva cu aia, îl omor. Mă omor. Îl omor. Ce n-aș da să fiu eu în locul lui? Aolo, ce i-aș face? De când am pus ochii pe papușica aia? Auzi, am o idee. Ia dă-mi și mie rucsacul ăla. Poftiți. Băi, omule, nu înțelegi că mă grăbesc la patra întâlnire de afaceri? Da, da, spuneți-mi măcar dacă am vreo șansă. Sincer, nu. Salariul e jignitor pentru un om de capacitatea ta. Meriți mai mult. Du-te. Da, da, eu n-o fac pentru bani. Știți, eu iubesc animalele. Adică le îndrăgesc în adevăratul sens al cuvântului. Odată când eram eu în armată... Dacă mi-o zici iar pe aia cu vrăbiuța, mă strâng de gât. Am găsit o vrăbiuță. Era mică, pricăjită, cred că era... lovită la aripă. De unde știți? Toate sunt lovite la aripă. Mă pupă, să nu înțelegi că... Alo? De unde știi? O omor! I-am zis că-i secret! Mă rog, acum dacă tu știi, du-te tu că eu sunt blocat sub birou!
ies, ies, mă lasă, mă lasă, am fugit. Băi, sigur? Sigur nu se mai duce la întâlnire? Băi, dacă așa m-a zis, a zis că a rămas blocat sub birou sau ceva de genul ăsta. Hai, pa! Blocat? Sub birou? Cu cine? Îl omor! Ah! Îl omor! Vă rog eu, vă rog eu mult de tot că îmi trebuie postul ăsta ca aerul, că sunt șomer, domnul. Auziți, ce trebuie să fac ca să vă conving? Să pleci. Uite, dacă pleci, acum te angajez. Hai că te sun eu când încep. Alo. Alo. Cu Mărlanul Ferdinand, vă rog. Eu sunt. Poftim? Tu ești cine? Bă, ăla care ai zis. Băi, tu îți bagi joc de mine? Pe ce? După ce că nici nu ești în stare să-l imiți, nici nu știi cum îl cheamă. A, te-a pus el să acoperi, nu? Ei, lasă că am să aflu eu cu cine și sub ce birou este. Îl omor, îl omor. Mă omor și îl omor. Vine cineva! Vine cineva! Dacă știi de cât timp te iubești din umbră... Măi, calzone, măi, dar de ce ai venit tu fără mască, mă? E? Ce mască? Faci pe... Mă, mare excrochești, mă. Știai că măștile creează mister și ai vrut să mă dai gata, nu? Ce mai vreau? Măi, calzone, măi, potolește-te, măi! Că nici măcar nu s-a răcit George în groapă. Ce naiba? Care groapa, că nici nu l-ai găsit? Ești tineră, ești frumoasă, trăiește-ți viața! Ai auzit? E spiritul lui George! Pleacă, scalțone, pleacă, că e nervos rău! Pleacă! Acum mă crezi? Hai să plecăm! Hai repede, hai! Hai să încercăm până nu se întorcă! Nu mai putem iubi-o! De ce? Păi... Asta a pocnit așa? Nu se poate! Nu se poate! Nu e or! Nu e or! Nu se poate! Nu se poate! Asta e blestem! Ce face? Auzi, hai la vulcanizare, poate mai găsim deschis! Unde? Hai repede până nu se întorc ăștia! Ce-i mamă? Buba! How much is that dog in the wind? Păi, atunci eu plec și mă sunați dumneavoastră când... Bine, dar pleacă odată! Trăiți? Auziți, dar nu v-am lăsat telefonul. Cum mă sunați? Unde e? Pupăză! Unde e Ferdi? Nu știu, că sunt de două ore pe aici și nu l-am văzut. Ce nemernic! Și acum ți-ai dat seama? Deci, cum rămâne domnul director? Nu mai rămâne nimic. Ieși afară, că nu angajez hahanele care își bârfesc prietenii. Ieși ca sub paza! Dar nu m-am întâlnit dragă cu el, jur! Și nici aici n-a fost. Te pomenești că stai înțeles cu Pupăză, că era acolo și... Îi omor. Îl omor! Stai! Stai așa că vin și eu cu tine. Că de-abia aștept să-mi spună de ce trebuia el să se întâlnească cu mine. Perfect, hai!
pe zi, ce? M-am nenorocit. Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Eu sunt cu totul altfel, domn director. Eu nu-mi bârfesc prietenii. Ce faci, mă? Aici erai? Ia tragi mătăluță încoace, că am de vorbit cu tine. Da, eu. De ce te dai, mă, drept admiratorul meu secret, hă? De ce, mă, ia zi? Și de ce l-ai trimis, mă, pe scalțone la mine, a? Ca să mă bântuie George, a? Hai, femeie, să mai dau și eu, că e al meu! Și mai termină cu tâmpenile, că nu te bântuie nimeni! Și tu, și tu, și tu, mâine, și tu, mă! Ieși, amare! Pleci imediat! George, tu ești? Ce fa să mă iertați? Da, făceam pe mine. Eu? Să-l plătesc eu pe Mărlan? A, ce nebunit era, bre? Păi la mine bani de unde? Că eu de-abia acum caut cirvici. Ce? Bine! Care te mi-a stabilit întâlnirea? Dar n-a putut să fiu și l-am rugat pe scalțul de zmiie. E? Nenorocitule, nu e adevărat, minte el, eu chiar sunt admiratorul tău. Eu te-am dat întâlnire, jur. Aaa, deci ai inventat tot, nemernicule. Zici cine era în grab, că te umor, te mănânc, te umor. Cogoașă, venise la interviu. Mă iubesc! Păi la mine bani de unde? Că eu de-abia acum caut cirvici. A? Ce vite! Sărete la... Arrivederci, Roma! Goodbye, au revoir! Se face un mic implant cu o pompiță. Implant? Pompiță în... Știți ce? Eu pot să-i fac chiar acum. Și ieșiți mai ieftin, că scutim banii de anestezie. Hai repede, hai! Hai să încercăm până nu se întorc. Nu mai putem, iubito! De ce? Păi... Thank you.
Nu pot să cred! Tu ai ales vulcanizarea, eu n-am nicio vină. Mai bine luam spumă de-aia poliuretanică și o lipeam. Dar du-te și ia naibii una nouă. Și bani? Bani? Ce-am ajuns? Să plătesc pentru sex? Parcă aș fi babă sau vreo nașparlie. Măi, femeie, nu înțelegi că îndurapora nu era nicio femeie, era gogoașă. Uite să n-ajungi un general dacă te minți. Mărlane, tu nu mai ai cum să ajungi general. Ce vorbești? Ce crezi, că am renunțat la ideea de a mă întoarce în armată? Nici gând, și când mă voi întoarce, prea mult am să popesc. Dar mai las puțin să mă creadă că-s terminat, că surpriza e cheia victoriei. Acum mă crezi că era gogoașă în durap. Eu? Mă, tu ești nebun? Ce să caut eu în dulapul ăla? Ușa spre Narnia? Eu am impresia că tu vrei să deviezi discuția de la subiectul inițial. De ce ai spus lui Mărlanu că ești șomer când mie mi-ai spus că ai servici? Mă minți cumva, pupăză? Dar nu i-am spus, minte! Minte? E, atunci să-mi aduci diseară jumătate din partea ta de întreținere pe luna asta. Păi... azi nu e zi de leafă. Nu mă interesează. Îi cer lui șef tu și îi spui ca nebunită la care stai și că își cere dovada cum că ai salariu. Dar lui Chiorete de ce nu-i cer? Lasă-l pe Chiorete, că eu pe tine te pornui când mă minci. Da, el... L-a zis, lasă-l? Lasă-l! Băi, ai fost, n-ai fost cu secretarul angulat, nu mă interesează! Nu mai ai ce să cauți acolo! M-ai auzit? Da, dragă, dar e și păcat că de-abia găsiți în serviciul ăsta. Și care e problema? O să găsești altele! Ba chiar mai bune! Că acum ar fi cu statut de director! Nu? O să se bată firmele pe tine! Dar alea fără secretare, tinere! Că te sparg! Te nenorocesc! Te omor! Dar de ce să renunț? Eu nu renunț la un serviciu așa plătit, mă, că ți-a venit ție, Dan Blau! Ia mai lasă-mă! Iete-te la ea! Ei, și ce? Nu renunți tu, te ajut eu. Am spart-o! Și? E fericit, a? Pompița, doctore, am spart pompița! Cum naiba ai spart pompița? Mai contează, dă-mi alta. Manuală sau electric? Doctore, mă-i la mișto? Nu, că dacă te luam la mișto, ziceam să te ridici singur la manivelă. Pe bune, există și electrică cu mini-compresor, cu acumulator. Leu te face. Dați-mi de aia electrică. 200 de euro. Dă-mi manual. Alo? Bună ziua! În legătură cu anunțul. Ce vârstă au copilașii de care doriți să am grijă? E perfect. Și câți bănuți? Doar atâți? A, nu, nu, știu că ăsta e prețul pieței, că doar sunt îngrijitor profesionist. Mă refeream că doar atâți copii aveți, adică doar doi? Nu mai puteți să aduceți și dumneavoastră măcar încă vreo 10-15 de la vecini, de la neamuri? Sau uitați-vă pe geam în fața blocului. Haideți că dacă sunt mai mulți, se distrează și mai bine și nu se plictisește și... Se... A, alo? Alo? Ce toantă! Păi știi tu cum se îngrijesc copiii? Și mai ai și răspuns la telefon. Alo? Bună ziua, în legătură cu anunțul. Pupăză G. Grigoraș mă numesc și sunt expert contabil în cadrul BNR. Am și o întrebare. Cât ați fi dispus să plătiți dacă vă întocmesc bilanțul până diseară? Interesant. Și bănuiesc că mai aveți vreo 10-15 la firmă. Că eu nu mă deplasez pentru mai puține. Cum numai unul? Adică dumneata mă înveți pe mine, Dita, mă, expertul contabil, câte bilanțuri trebuie să întocmească o firmă pe lună? Doamnă,
Dar nu înțelegi că mă dă afară șefule din casă dacă nu vin cu banii? Nu se poate? Nu e zi de leafă? I-am zis, dar nu vrea să înțeleg. Haideți, vă rog eu frumos, poate mai găsiți ceva la caserie. Sau măcar la saltea. Corect, că n-avem saltele la firmă. Dă-l încoace, că pot-l conving eu. Șeful, uitați, vrea să vorbească cu alo? Alo? Nu vă mai aud. M-auziți? Sunați-mă dumneavoastră, că s-a pierdut semnalul. S-a... Ia că o să sune el înapoi și răspunde-i tu că eu mă duc până la toaletă, că am și eu o nevoie. Bineînțeles, iubii. Dar asta e o discuție de făcut între noi doi. Mă nu ești zdravăna, că e de girica! Desiret, Chioreta trebuie să fugă urgent până la toaletă. Te sună el după ce face, da? Pa! Mersi frumos! Băi, tra-la-la-la, că ce toaletă, bă, tâmpit? O urgență e! Ce-ar urgența, dracu, să-ți fie? Păi și-o cu Dezirica, că mai vorbesc, bă! Alo? Da, vă rog. Mă rugați degeaba, domnul Costelo. Dumneavoastră nu înțelegeți că n-am de unde să-i dau bani angajatului meu Pupăză? Caz nu e zi de leafă? Auzi, patrone, dacă vrei, poți. Și ar trebui să vrei, că altfel ți-l dau afară din casă pe angajatul matale și rămâne pe drumuri. Sau nu? Îl învăț să vină să doarmă la tine, în fața ușii. Să te râdă toți vecinii că nu ești în stare să dai câteva milioane amărâte pentru o cauză nobilă. Dom'le, dumneata, ești nebun? Da, că nebunesc când vă zgârciți ca dumneata. Să fie clar, dacă până diseară nu vine cu banii... Gata, o să vină, promit. Foarte bine. Tu ești tra-la-la-la cap. Știi tu vreo metodă de a face bani mai rapid până diseară? Și dacă te saltă poliția? Păi dacă mă saltă poliția, am scăpat. Pentru că invoc forța majoră și nu trebuie să-i mai dau bani lui Gogoaș. Ai înțeles? Hai, marci de aici că mă ții din producție. Hai! Dai. Ce producție trebuie? Nu scoți niciun pateu cu fața aia de Milo. Bine că ți-ai luat câine al dracu să fii de nenoroc. Ți-ar fi rușine de... Ajutați un biet bătrânel! Un biet băt... Bătăuș! Fost pianist, fost fotbalist, care are câte 10-12 copii acasă, de-aștia împlăniți așa. Ajutați-mă, vă rog frumos! Ajutați-mă! Ce naiba-i luam, mă? Ce mai pus să iau, da? O fi mai puțin silențioasă. Stai naibii locului, că așa o să știe tot blocul ce face. Inclusiv Iuliana din blocul de alături. Păi și atunci ce facem? Inventim. Te duci și pe aia electrică. Că unde s-a dus suta, se duce și Mia. Iubito, dar dăm atâția bani pe tai nepunit. Tot ce se poate, de la abstinență. Mișcă-te, iau mai repede. Mă mișc. Auzi? Am primit azi un telefon de la o tipă care zice că firma aia unde lucrează Mârlanu distribuie mâncare expirată. Știi ceva? Nu, pisi. Măi, eu am senzația că tu mă cam aburești. Stau cu tine degeaba că nu-mi dai niciun subiect. Să știi că are și răbdarea mea o limită. Îți jur că nu știu nimic, dar tu stai corect. Câinele lui vecinul și-a îmbolnăvit al boxerului. Sigur de la mâncare lor. A, atunci înseamnă că mă ajut să fac un flagrant mic. Că altfel îți iei adio de la astea. Da, Pisi, te ajut. How much is that doggy in the window? The one with the waggly chain. Te omor, mă, te omor. Dar de ce, șeful, ce-am făcut? De ce, șeful, ce-am făcut? Nu știi, a? Ai zis că-ți ții gura, că nu spui nimic de faza cu mâncarea expirată.
Dar n-am zis șeful, jur să-l nebulesc. Glumeam. Și atunci cine a sunat, mă, pe la redacție? Crezi că n-am aflat? Cine a sunat? Alo, la departamentul știri, vă rog. Cu doamna Țopescu sau cu domnul Bucur? N-a dat șeful informația să nebune. Uite, să n-ajung patron în locul matale, dacă te minți. Mârlane, ai dat, n-ai dat? Rezolv când vine sanepidul. Aha, păi ce crezi? Că așteaptă să te duci să iei tu de acasă? Rezolv problema, că altfel... Out, afară, exit, ieșire! Mersi, boierle, mersi, mersi, frumos. Păi ce faci, bă? Ce... Păi ce să fac dacă ăștia de la bilete n-au mărunt? Sănătate! Ce... Păi și ce să învăț în casă de schimb? Ce... Hai, hai repede, hai repede, repede! Hai! Hai! E în regulă. Mă, dar ce treabă ai tu cu mâncarea lor? Că tu n-ai câine. Așa, întrebam și eu de curiozitate. Am citit în presă și văzut că Marlanu încă lucrează acolo. Am crezut că tu știi ceva. Eu nu știu nimic. Și am stat în dulapul ăla aproape 2 ore. Dar fii atent, că în afară de Mărlanu, pe care oricum nu-l crede nimeni, nu mai știe nici dracu. Să nu care cumva să te scapi, că... Ce-am făcut? Hai, mă, odată! Ai răbdare, că mi s-a blocat fermoarul în fir. Da, de jumătate de oră te chinui. Mă, du după patent. Gata. Am reușit. De când aștept clipa asta? Îndai, oleule! Ce-a fost asta? Faci așa când e gata de treabă, nu? Nu, când sunt bateriile descărcate. Doctore, dăm cu încărcare la priză că te rupe nevastă mea. How much is that turkey in the window? I do hope that turkey still sings. Mărlane! Ce cauți aici, bă, măcarulare? Tu erai? Aolo! Am crezut că-i s-a lipidul. Atunci e adevărat că vezi marfă expirată aici. E adevărat, pe dracu. Abar n-am cine a scolit tâmpenia asta. Dar tu cu ce ocazie pe la noi? Am cumpărat niște mâncare pentru câinele vecinului și vroiam să știu dacă e adevărată poveste că e expirat sau nu. Nu e mai inspirată, stai liniștit, e ok. Păcat că m-a spart cu latratul, javră de câine. Mă rog, hai fugi că trebuie să vină sanepidul și dacă te vede cu moaca asta de infractor, zice sigur că suntem în cârdășie. Ajungi pe la pușcărie, du-te. Du-te, du-te, du-te. How much is that turkey in the window? Bă, dar ce praf e aici. Păi ce credeai, pupăză, că e ușor să fii cercetător? Hai, 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 du-te, du-te, du-te. Unde să mă duc? Hai, mă, lasă aici ceva și du-te. Bă, tu nu ești zdravă, încă n-am decât una, tu, un leu. E toți banii. Cum și aia, mă, ce să contează? Să te vadă lumea. Și te văd. Hai, du-te. Să nu-i bani, eu, în drog. Vai, un cercetător, să-l ajutăm cu toții, ultimii mei bănuți,
Ia să fii sănătos, să te faci om la casa ta. Mulțumesc. Ajutați oameni buni, cercetorii țării. Mulțumesc. Ha, doare că mi-a luat banii. Banii mi-a luat, chiar de banii. Banii, stai. Ajutor, să vină poliția. Omoară pe lumea. Ajutor. Ajutor. Cum nu poți? De ce nu poți? Stau de 8 ore în poziția asta și mi-au amorțit picioarele, mi-au amorțit totul. Ce să-ți fac? Stai precă, băi! Ce puternic sunteți! How much is that doggy in the wind? Da, dragă! Stai liniștită că te scot de acolo! Așteptă să ieși din birou! Da! Unde te duci? La Ferdi! Nu poți! E Sanepidu în control! N-ai voie să intre acolo! A venit Sanepidu? Păi nu e normal? Cu atâta tantam a fost pe ziare, nu știu ce e nenorocit că a lansat atâte minciune. Eu sunt nenorocita Scalțone, ca să-l scot pe Ferdi din cuibul ăsta de fufe. Dar lasă că am să le zic că nu e nimic adevărat. Da, și așa îl infund și mai mult, că după zice lume că sunteți înțeleși. Da? N-ai voie să intri. Băi, tu nu-mi spui mie când am voie să intru la iubitul meu și când nu, da? Dă-te băi de aici. Ferdi! Tu erai pofoasă, am crezut că-i s-a depinut. Iartă-mă, iubică! Nu te-am crezut la faza cu dulapul. Acum știu că a fost gogoașă în el. Da? De unde? A recunoscut. Am fost o proastă că nu te-am crezut, dar nu mi-am imaginat, pe cuvântul meu, nu mi-am imaginat că putea să intre așa un hipopotamoi în damărâtul ăsta de luat, vede. Să nebunezi dacă știu cine. Opa! De-aia nu mă lăsai tu, măi, tirifleașcă să trec! Ăsta ți-e Sanepidu? Unde pleci, fufu? Stai aici să te ținui eu! Să povestești tu mie ce bucurie ai tu la Ferdi al meu, a? Ăsta-i Ferdi al tău, aoleu! Auzi, da, e sigură că e dincolo? Sunt foarte sigură. Crezi că mai am răbdare până mâine? Vrei să nu mă curentez, da? Tu ai vrut cu conectare la 220, da? Lasă așa că electricitatea ci că ne stimulează. Unde meleule? Ah, leopardule! Ah, tigurile! Sper că sunteți cumiți, da? Da! Ce mai are? Nimic, dar cred că s-a luat curentul. A zis că sunteți cuminți, da? Bule! Eu? Rămâneți cu noi! Revenim imediat!
că te dau șeful. De la Nea Gigi. Și luni să vii la Pala la Nea Gigi, să mai discutăm de niște bani. Dar ce-i cu tine? Da. Văd că nu poți să mergi, da? Lasă că mai vin vin eu să te iau cu mașina și te iau, da? Bine, hai, fă-te bine, eu știu ce să... Bine, pa! Gata, șef! Băi, ai fost, n-ai fost cu secretar în dulap? Te sparg. Nu mai ai ce să cauți acolo. Nu mai știu. Pupăz G. Grigoraș mă numesc și sunt expert contabil în cadrul BNR. Am și o întrebare. Cât ați fi dispusă să mă plătiți dacă vă întocmesc bilanțul până diseară? Cum că sunt bâlbâit, îmi dați mai mult? Și eu mă bucur că te aud. Da, așa, zi, și? Pupă să nu-i stai, vorbesc cu tesic, dă-te cu atâta. Mă bucur și eu că te aud, fără îndoială. Păi nu e zdravă, ne-i Dezire la telefon. Dezire, Chiorete are o urgență și se întoarce înapoi. Completul de judecată, adică eu, s-a întrunit. Care-i problema? Costele, făcând o analiză... La cap? Ți-ai dat seama că ești nebun. La ce dracu mai cheltui banii pe doctor, nu știu, că asta puteam să spun și eu. Gratis. Costeluș, să revenim. După analiza amănunțită a situației în care ne aflăm, atât eu cât și Chiorete, am ajuns la concluzia că competiția... virgulă, dintre noi, nu este corectă. Chite. Exact. În condițiile în care Mârlanu își aduce gagica aici, ar trebui să plătească dublu, nene. Că doar sunt două persoane. Da. Și zic asta cu indulgență. Că la câte chile cântăriți împreună, ar trebui să zic că sunt 6, Mârlanu. 16, da. Hai și știi că până una alta, eu aduc banii în casa aceea, bă. Nu voi. Voi să nu vorbiți. Putori ce sunteți, viermii societății, păduci, că atâta vă fac dacă mă așez pe voi. Să știți că aici cam are dreptate. Că ne face atâta? Nu, că e singurul care aduce bani în casă. Lasă, Costeluș, că de mâine o să aducem și noi, da. Că ne-am angajat pe bune. Da, exact, că ne-am angajat? Da, Chiorete, ai uitat? Da, ne-am angajat împreună. Ca să te obtingi tu, Mârlane, ție-mi clar? Și unde v-ați angajat, mă? La o bancă.
La o bancă din mall. La banca aia de lângă capul lui tăticul, deși de el în parc acolo, are o bancă la cap și niște plusuri multe în parcul ăla, nu știu ce. Vine lumea duminica și împarte tort cu bomboane, dar tort de la de greu. În restul, Mărlane, râs, dar dacă ăștia s-au angajat acolo unde spun, o să câștige mai mult decât tine. Ăștia? Ăștia nu-s câștige în viața lor mai mult decât mine, mă. Păi normal că el și Gagică s-a pun banii la un loc, că de-asta o aducea Cilea. Că aia nu mai vrea să plătească la internat la Căminul unde șade. Face economie și dă lui ăsta banii, dar are mai mulți bani. Ai înțeles? Face economie și șade aici pe capul nostru. Minte, minte, uite, să trepa Angelica dacă nu minte. E, păi dacă e pe așa, Mărlane, schimbăm regulamentul. Da, de ce e? Nu, liniște! Dacă vrei să rămâi administrator în casa asta, va trebui să aduci salariul dublu în casă, da? Sau cel puțin cât pupă zășchiorete la un loc. Șanse egale pentru toată lumea. Bine că mi-a zis, că dacă plecam în America, n-avea cine să schimbe regulamentul. Dar nu-i corect, nu-i corect, eu nu-i cer baloanzi, trebați-o. Hotărârea rămâne definitivă și irevocabilă. Și dacă nu-i ceri, ar trebui să începi să o faci, că altfel o să devii sclavul lor. Ah, da, mă, și că pe stai, mă, poate mai umblă la regulamentul ăla un pic, să mai încânt. Sclav te face, bă, nenorocitule. Și acum că a rămas numai noi doi, ne-am angajat în răpupăză. Lasă, Chiorete, când ne angajăm? Unde, pupăză, unde? Unde, Chiorete? La primul serviciu pe care îl găsim, că nu mai avem timp de ales. A început războiul, bă! Hai, du-te și adu ziarele și pe cai! Bă, cum, mama dracu, citim noi ziarele, bă, în goana calului? Adă-le! Și dacă vin alea două? Nu vin, iubito, că sunt la cabinet. Și dacă n-au clienți? Trebuie să aibă, nu? A, da, da. Ha, mă, ești praf. Trebuie neapărat să ajungi la dentist. Dita mai femeia și îi e frică de dentist. Ce n-a mai pomenit, nu știu. Și tu, Dita, mai bărbatul și n-ai cu ce? Cine a mai pomenit? Eu mă retrag, mă scuzați. Mă duc să fac un duș că... al meu are cu ce. Ești răutăcioasă de pomană cu el. Are dreptate, băiatul dragă. Nu poți să stai cu dinții șvaițer și cu mâinile în sân. Hai că-ți fac eu o programare la o prietenă de-a mea, dentist. Dar n-am nimic! Scuzați, așa sunt cozile de mătură românești, tot mai bățoase ele. Ciucinica! Sărâna, pupăză! Chiorete! Sărâna! Sunt! Chiorete! Ciucinica! Ei sunt băieții noi de care v-am vorbit, șefa. Au fost soldați NATO, au ritmul în sânge. NATO? Fac de trei ori mai multe mături ca restul. Bravo! Să trăiți! Rău repaus! Bravo! Sunteți primiți în echipă? Faceți norma de trei ori, luați pănuții de trei ori! O zi frumoasă și la revedere! Ai văzut, bă, doamna Tuținica, de trei ori? Bă, zuși al dracu, te codai să vii la mături! De trei ori? Doamna Tuținica, ai vă treabă! Ce treabă! De ce, doamne, iartă-mă, îți mai cauți un serviciu? Păi vrei să câștigi ăștia doi mai mult decât mine? Să ajungă ei șefi în casă? Cum să câștige mai mult decât tine când tu ești Dita mai directorul la Cuțu Miam Miam? Păi sunt, dar și ei doi s-a angajat la o bancă. Plus că acum leafa mea se împarte la doi, că trebuie să plătești și pentru tine, plătesc dublu. Extraordinar, păi eu vin din an în Paște aici. Păi vino și tu mai des, că uite, tot plătesc. Păi de ce nu spui așa?
că v-am să vin mai des. Și îți dau jumate din leafa mea. Hm? Ce zici? Nu pot să iau bani de la tine, iubițica mea, ce-i nebunit? Apropo, cât ai leafa? 1 000 000, că sunt încă stagiară. Îți dau 4. Îmi dai par... Ce, nu-i bine? Bă, tu nu înțelegi că nu pot să iau bani de la tine. Eu sunt bărbat, dragă, și un bărbat nu trăiește ca o căpușă pe spinarea femeii. Dacă am zis că iau servici, mai iau un servici cu asta bază. Băi, ești nebună! Băi! Metaflorii vorbea, dragă. Ce zice? E una că dă 4 000 000 ron, numai ca să-i plimb câinele. Ia de telefonul. 4 000 000 ron? Auzi? Ai grijă să nu vrea să-i plimb și altceva, că... Dar eu nu am râs de o problemă reală de-a ta. Mai rău, Vandame, ai inventat una. Ia zi, mă, am probleme cu dinții, mă, zi, uită-te aici. Nu ai. Și atunci de ce ai zis, mă? Am zis ca să salvez situația. Păi ce, vrei să ne prindă că încălcăm interdicția? Și nu puteai să salvezi decât băgându-mă pe mine rahat? Zi, mă, și acum trebuie să mă mai duc și la dentista ălea. Dacă îmi găsește ceva, ce fac, mă? Hai, mă, iubito, că ție chiar ți-e frică de dentist, nu? Bine că ești tu curajosul pește. Hai, lasă că vin eu cu tine ca să te încurajez. Nu aveai nimic, iubito, cred că era un bob de mac de la un covrigel. E sănătoasă, ton. Frumoasă încercare. Dar să știi că la dentist tot te duci. Pentru că am apucat să-ți fac programare. Bă, dar voi chiar nu aveți niciun client? Nope. Hai, doamnă, fii serioasă, pui o mână de cărniță. Treaba ta, să nu zici că nu ți-am zis. Și dacă îl pierzi, te omor. Că vă fiară așa răuiești. Hai, dă-i-o, prințesă mică. Ja-ja! Du-te și întreabă-i dacă mai au pe cineva ca ei. Că dacă au, ne mărim producția. Hai! Auziți, băieți, voi nu aveți niște foști colegi de armată care au nevoie de servici? Că dacă îi aduceți aici... Primiți niște prime frumușeli. Da, da, avem! Da, mai întâi trebuie să discutăm și noi cu trânsii, să știți. Pe cine ai, mă? Pe cine ai duci tu, mă, aici? Bă, dacă mi-l aduci pe Mărlanul aici, îți rup gâtul. Da? Da, cine e pe Mărlanul? Da, pe cine, mă? Pe cine, mă? Pe Gogoașe, dita mai megastarul să asambleze mături? Zici, urete, pe cine? Da, pe Vandan, dacă chiar vrei să știi, la eu m-am gândit, da? Pardon. Da. Pe Vandan, da, ar merge. Ai zis că sunt mai mulți, Chiorete, ai zis că sunt mai mulți! N-am zis! Ai zis, Chiorete? Ai zis, Chiorete? Ba, n-am zis! Ba, n-am zis! Da, lasă-o timp, doamna Țuținica! E? Bine, hai acum să te văd! Mă rog! Hai! Nu, cu Chiorete! Cum ești treabă? Lasă-mă, mă, să mă închiotor și eu la Chiorete! Asta numai din cauză că nu au clienți! Și stau numai pe capul nostru! Corect! Vezi? Eu n-am nicio vină, am încercat doar să maschez sărutul. Știu, mamă, rutule, știu. Da, asta nu înseamnă că trebuie să le trag numai eu. Le tragem amândoi, Vandame. Și acum, hai, mișcă-te, îmbracă-te că mergi cu mine la dentist. Să te controleze și pe tine. La dentist? Eu? Da, tu, ce te uiți așa? N-ai zis că vii cu mine să mă încurajezi? Și dacă tot ești acolo, te controlează și pe tine, nu? Hai, corect. Sărna! Băi, repede, schimbă-te și ai cu mine că ți-am găsit un super cirviș, bă!
Nu prea cred, are treabă, merge cu mine la dentist. Lasă, iubito, că merg data viitoare, că sigur o să te mai cheme. Dar de ce să mă cheme, Vandame? De ce? Că n-am nimic. Îți găsește el ceva, nu știi cum sunt dentiștii? Ca mecanicii, numai să-ți ia banii. Corect, plus că prima dată trebuie să producă și el ceva. Și după aia să-și aringeze botul, nu? Vandame, dar mi-ai promis. Iubito, fii și tu înțelegătoare. Vrei să dau cu piciorul la un super job? Ca așa a zis Chiorete. E super job, mă, nu? Da, da, e, se poate câștiga chiar și triplu, să știi. Ia uzi, iubito, triplu. Vandame, dacă nu mergi, o să-ți pară rău. Și o să... O să-l pun pe dentist să mă pipăie, mă. Stai liniștită, iubito, că e femeie. Văzuși? Hai, te pup. Succes. Haide, bă. Pe atunci o să caut un medic bărbat, mă. Stai jos, o croază. Vreau cu aceea, mă. Vreau cu aceea, că-ți promit ceva, dacă nu. Da, mai pot, mai zis. Uite, îți dau ceva de mâncare, papa bun, dacă promis că nu mai manești la poftim. Da! Are mai nerecistiare, da mâncare, da, disperați. Na, mai dau acum, da, da. Ja. Păi numai unul, ai zis că aduci mai mult. Ai zis că aduci mai mulți. Recunoaște că te-ai gândit și la Mărlanu. Recunoaște, Chiorete, recunoaște! Da, mă, m-am gândit și la Mărlanu, e bine? Cine-i Mărlanu? Nimeni! Hai să-ți fac un cadrat. Dacă Mărlanu ăsta e tot fost soldat și poți să-l aduci aici, adu-l. Îți dau o primă babană. Mă, Chiorete, ce-a fost, mă, în capul ăsta al tău când te-ai gândit tu la Mărlanu? Ce-a fost? Ce vrei, bă, m-am gândit să umplăm primele alea babane. Mi-a întunecat banul judecata, ce vrei să fac? Ți-a întunecat, Chiorete? Da. Ai o dantură super. Știam eu că n-am probleme la dinți. Însă ar fi una mică la măseaua de minte. Ce-i cu ea? Trebuie scoasă. Scoasă? Da, că îți crește strâmb și în timp o să te jeneze. Păi atunci nu mai bine așteptăm până mă jenează? Să vedem care e, să nu-mi scoateți din greșeală alta bună. Ai umor, îmi place. Nu, Iulica mi-a zis să nu te las să pleci cu vreo problemă în gură. Da? Și stai liniștită că nu o să simți nimic. Nici nu ți-o scot eu. O să chem un coleg bărbat care are o mână mai puternică. Și ți-o scoate, poc, ca pe două. Imediat. Da, mă, tării tu pe mine, na, că te tări eu pe tine acum, unde vrea mușchii mei, na. Da, e bine acum? E bine, mai tării, mă, dacă ești ciumeacă. Da. Ce... Să nu comentez, că te grăb. Dai din gură, că vorbesc la telefon. Da, Vandame, zi, care-i treaba? Da, hai că viu că sunt în zona aceea. Bine, hai pa. Na, ai fost javră cu mine, sunt și eu javră cu tine. Mă duc la interviu singur, așa te luam cu mine, dar așa nu te-am. Să-ți fie clar, stai aceea până mă întorc eu. Dacă nu-ți convine... Jojolica? Mămică, dar ce faci singurică aici? Hai că vine mămica imediat. Nu, nu te mișca. Ce bine mânca la ringhieri să-l mănânce. Să știți voi cât de amărât ești să nu-l chemați? Păi uite-l cum arată. Rușine să vă fie. Da, bă, rușine să vă fie. Că n-am vrut să mă cheme șeful. Că eu sunt muncitor, eu sunt numai pachete de muș, numai eu munceam de... Dă-i nebuneam, le-a fost frică să nu le iau primele la cât bani o muncă. Prime sunt pentru toată lumea.
Poftim la muncă. Hai, tată! Bă, jeabră, ce ți-a zis că te nebunezi? Mă scuzați cu mine, dar l-a lăsat legat de un gard afară că-i că a rupt lanțul potaia. A rupt lanțul potaia? Legat de un gard, ai? Păi, eu fără suflet! Ce caută ăsta aici? Ei l-au adus, este și pentru? Un soldat. Să-l angajăm. Să-l angajăm! Eu nu angajez bestii fără suflet! Mărșă fără! Eu am plecat ieri mai devreme, că am și niște treabă așa. Mărșă fără și voi! Păi nu uita, de ce, doamnă? De ce, doamnă? Pentru că și voi ați fost soldați ca și el! Păi... Și voi sunteți bestii fără suflet! Marșă fără cu toții! Și să afară din fabrica mea! Păi... Am făcut special costele ca să ne lase fără servici! Da! Da! Minte, bă! Eu apar n-aveam că lucrează acolo! De fapt, ăștia cred că nu lucrează nicăieri și nu are serviciu, nu, de nici. Tot eu țiu casa. Eu sunt sigur că n-am servici. Mă duc la muncă, băacu. La muncă! Dacă știți ce e muncă. La muncă, că unii care respectă muncă are servici, alții care nu respectă n-are, mă, și nu dau nume, că vă spărați. Pa! Bine ai făcut, dragă. Păi eu dacă eram în locul tău, îl omoram. Trăi, șeful. Ce vrei, că sunt nervos? Ce sunt? Nu, nimic, șef. Am trecut pe la dumneavoastră așa să văd ce mai faceți. Să vă spun că sunt foarte mulțumit de serviciul ăsta de aici și că nu îmi doresc altceva decât să prind pensia, ci... Dar ce știu eu să prind pensia? Să lucrez la cuțu-cuțu miam-miam până mor? Câine până la moarte! Hai, Steaua! Iubit! Iubitule! Ce drag? Ăsta este nenorocitul care a maltratat-o pe joa mea! Mărlanu? Ești afară, bestie ce ești! De la afară! Și când să viu șeful, mâine? Te omor, Mărlane! Ce? Joșa mea! Van Damme, dacă nu mergi, o să-ți pară rău! O să-l pun pe dentist să mă pipăie, mă! Am crezut că faci ce m-ai amenințat. Și mie ține mai spate, mama Șeaua. Pot să încerc eu. Tot am înțeles. Doctore, trezește-te că avem treabă. Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Ce poți să faci? Ei, cum să lași pe ăsta administrator în casă? Vezi, Costele, ce să-ți mai zicem? Ce rost mare textul după aia? Ce rost mare? Două pasă așa e! Lumea să... Da, mă, are au dreptate băieții. Da, mă, da. Păcat. Ar trebui să-i cer bani lui Angelica, dacă nu-i ceri. Că altfel, cum zic eu, mă, frate?
ieși de acasă. Fugi repede, îmbracă-te și ai cu mine că ți-am găsit-o. Vă spun că m-am înnecat. Noi suntem buni, de fapt, da. Ce mai ca să dăm ce mai respirat de tot? Stare bar, vrea să mă dea afară, să rămână mai el. 8. Nu acum! Cum o să ne pui aici, mă, un tentativ, așa cu doamna Tuținica de față? Oh, că mișto! Uite, mă, de-aia, ca până nu ești papă cu râsul! Fă-o mai nasol, ca să nu râd!